Vă salut! Sunt Mircea Mihailă și săptămâna trecută, în video alături de Nicu Scorvelciu, discutam despre efectele pandemiei în industria noastră cu un furnizor de servicii. Astăzi, alături de mine, o am pe Codruța Răbăgel, psihoterapeut care ne va explica efectele pandemiei prin perspectiva sa. Codruța, bine ai venit! Mulțumesc, Mircea! Bine te-am găsit! Mă bucur că sunt azi aici cu tine! Excelent! Avem o situație. Avem o pandemie care a dat peste cap planurile oamenilor care au fost nevoiți involuntar în a muta evenimentele din data lor stabilită în mai multe etape, pe mai multe date, în funcție de ce normative au impus cei din guvern. Da. Cum crezi că a afectat viața lor aceste schimbări? În primul rând, aș începe prin a spune că nimeni nu ne-a pregătit pentru o astfel de criză. Din punct de vedere psihoemoțional, nimeni, mai nimeni nu era pregătit să trăiască o asemenea perioadă. Iar în contextul mirilor, cu siguranță, efectele au fost unele majore, în sensul că exista o setare mentală, în data cu tare, avem nunta, planul era făcut, o structură, toți furnizorii probabil deja erau contractați și atunci Impactul e unul major, în sensul că există decizia, există o serie de uh, resurse financiare investite și apoi uh, așteptarea personală pe care fiecare a avut-o vis-a-vis de eveniment. Așadar, discutăm de impact la nivel psihoemoțional, la nivel mental, la nivel financiar. Toate astea acumulate au putut genera diverse conflicte sau din potrivă Alte, eu știu, situații precum adaptarea la ceea ce s-a întâmplat. Exact, vis-a-vis de adaptare. Eu am observat că oamenii au trecut peste punctul nunții. Și din ce punct de vedere spun asta, nu au mai văzut nunta efectiv ca pe o piatră de hotar. Am văzut pe Facebook, pentru că țin și acolo legătura cu clienții mei, o grămadă de perechi au hotărât să aibă un copil. Cum îți explici decizia lor de a continua viața, chiar dacă nu s-a întâmplat punctul ce oarecum îi făceau oficial familie? Practic, aici intervine abilitatea de a te adapta și era firesc ca fiecare să-și urmeze cursul vieții. Într-adevăr, societatea ne spune că mai întâi ne căsătorim, apoi facem un copil. Însă, nu știm uh, cât va dura pandemia aceasta, cu atât mai mult nu se știa în luna martie când lucrurile au intrat în, uh, în lockdown. Și atunci, eu îmi imaginez că oamenii, știind că sunt deja într-o relație solidă, au decis să meargă mai departe cu firul vieții și să se bucure de un copil, de tot ce înseamnă până la urmă traiul de zi cu zi în contextul de familie. Actul acesta al căsătoriei și petrecerea nu ne fac o familie. Familia e bazată pe iubire, pe respect, așadar dacă aceste valori existau deja, de ce nu? De ce să nu facă pasul să devină părinți? Spuneai de relație, și acum pandemia a pus la încercare multe relații. Așa e. Starea de urgență oarecum ne-a obligat să petrecem foarte mult timp împreună. Sper să nu greșesc, știu că a fost o lună, parcă s-a prelungit. S-a prelungit, da. au fost 60 de zile. Ok, întotdea. practic foarte mult timp petrecut împreună. Partenerii care aveau un stil de viață ce nu a semănat cu cel din pandemie au fost supuși unor încercări. Ce ne poți spune legat de faptul ăsta? Clar, încercările acestea au adus multe provocări cuplurilor și au avut uh, un impact pozitiv în anumite cupluri, în, anumitele, un in, în anumite cupluri un impact negativ. În ideea că fie cuplul s-a consolidat în momentul în care în starea de urgență au ajuns să petreacă Non-stop timpul împreună, fie din potrivă s-au declanșat conflicte, tensiuni, poate chiar s-a ajuns la violență domestică. Și atunci n-aș putea spune foarte clar care a fost direcția generală, însă statisticile vis-a-vis -vis de violența domestică ne spun că rata a crescut foarte mult. Pe de altă parte, cunosc multe cazuri în care mi-au spus că. Și au transformat relația în sensul că și-au dat timp, au reușit să aibă activități comune, să exploreze diverse lucruri, chiar să inițieze, eu știu, timp în care să dezvolte pasiuni comune și așa mai departe. E clar că perioada asta a stării de urgențe ne-a adus multe provocări tuturor. Cu precădere celor care au trebuit să rămână să lucreze în același loc, să gătească în același loc, să aibă grijă, poate, de copii, da, în același spațiu. Și, de asemenea, ce cred că e important, faptul că oamenii au conștientizat în acest context că avem nevoie să ne adaptăm la spațiul pe care îl avem. În sensul că, dacă ai trei copii și locuiești într-un apartament de două camere, lucrurile. Probabil că au fost foarte dificile și de aici mai observ un impact al pandemiei și anume faptul că oamenii au ajuns să facă tranziția din mediul urban spre rural. Multe cupluri tineri, da? deci cupluri de tineri au ales să înceapă să caute o casă într-o zonă de sat unde lucrurile sunt poate ușor mai duse spre originile noastre. Eu am avut anul ăsta câteva evenimente care trebuiau să fie poate o mică cununie și s-au transformat într-o mică nuntă. Mm. Am văzut mirese care au ținut neapărat să fie îmbrăcate în roche de mireasă în anul în care și-au propus să facă efectiv lucrul respectiv. Și te întreb care este motivația, ce stă în spatele deciziei lor de a face, practic o să sune ciudat, o dublă nuntă, pentru că ele se îmbracă și anul ăsta în mireasă și în punctul în care o să aibă nunta în anul următor sau în 2022. Ce crezi că stă în spatele la chestia asta? E clar că, într-o primă fază, m-aș duce în direcția visului de a te vedea mireasă. Da? Multe femei, ca să nu spun mai toate femeile, se visează încă din copilărie mirese și atunci în momentul în care în mintea lor și-au propus că în 2020 vor fi mirese, au dorit să ducă la bun final acest aspect. Plus de asta mai intervine o altă chestiune. Poate până în 2021 sau 2022 va apărea o sarcină, poate niște kilograme în plus și atunci nu se vor putea bucura de rochea pe care cu siguranță deja o aveau procurată. Da? Și sunt, așa, mai multe variabile acolo, plus de asta s-ar putea să fie apărut și ideea că au, eu știu, bunici vârstnici care poate o să plece dintre noi până în 2022, de exemplu, și cine știe, doar în formula asta în care au combinat cununia cu o nuntă, ar fi putut să se bucure și bunicii de imaginea aceasta în care să și vadă nepoata în mireasă. În contextul la tot ce am discutat până acum legat de efecte în prisma unui psihoterapeut, ce sfat ai da pentru cei care sunt în situațiile mai devreme discutate? Le-aș recomanda să ia decizii în măsura în care ei se simt confortabil și în siguranță cu decizia luată. Așa este, practic. Nunta e doar un punct, și locul în care acest punct este pe harta vieții lor nu este atât de important până la urma urmei. Că exact. făcut în 2020 sau 2021 sau 2022 Sigur. În de edificator. În regulă, eu am o curiozitate. Înainte de a o spune, vreau să mulțumesc frumos celor de la Andu care sunt alături de noi și sprijină producția acestui material. De ce sunt eu curios? În timpul pandemiei și a stării de urgență, trăiam efectele prezentului. Era filmul oarecum în desfășurare. Da mă întrebasem tot timpul pe termen lung ce efect o să aibă asupra noastră faptul că am trecut prin uh, perioada asta, nu mă refer economic sau profesional, strict personal și uh, oarecum individual. E clar că la nivelul vieții efectele vor fi vizibile pentru fiecare dintre noi în funcție de modul în care a perceput această pandemie. Aș spune că impactul le vom vedea la nivelul uh, grijii pe care o vom avea vis-a-vis -vis de sănătatea mentală și de sănătatea fizică. În sensul că observ că oamenii deja au început să fie mai deschiși spre a merge la terapie, spre a merge la consiliere, pentru că au trăit niște stări pe care nu le-au mai întâlnit și nu știu cum să le gestioneze. Așadar, consider că impactul va fi acesta în care multe persoane se vor îndrepta spre acest sprijin specializat pentru dezvoltare personală, pentru vindecarea anumitor stări de anxietate și așa mai departe. Și de asemenea pe zona de sănătate fizică, cred că e important și Consider că oamenii vor merge mai mult spre medici, să-și facă acele analize anuale, să știe care e statusul sănătății lor și așa mai departe. De asemenea, în zona de relații, impactul va fi unul destul de mare, în sensul că... Fiind această distanțare fizică pe care o trăim în momentul de față, se poate activa singurătatea, respectiv însingurarea, ca să fiu mai, mai clară, sau temeri vis-a-vis -vis de relaționarea directă cu o persoană, temeri care implică până la urmă infectarea cu COVID-ul și atunci oamenii se pot retrage să rămână cât mai mult în casele lor sau în zone foarte sigure pentru confortul lor psihic. Și să nu mai vorbesc de impactul financiar, cum ziceai mai devreme, de asemenea impactul profesional, toate aceste arii funcționale ale vieții, de fapt, au generat în fiecare dintre noi, să spun așa, modul în care ne raportăm acum la viața pe care o trăim. Ne-am restructurat, să spun, viața noastră, în sensul că suntem mai atenți la. Higienă, suntem atenți la oamenii cu care interacționăm, ne punem câteva întrebări dacă mergem sau nu mergem la o cununie, la un botez în contextul actual, și așa mai departe. Foarte bine spus, restructurat. Este o perioadă de tranziție, oarecum, Sigur. între viața pe care o aveam înainte și viața pe care încă nu știm cum arată sau cum o să o avem. Da. Ai spus de faptul că oamenii sunt deschiși înspre psihoterapie. Da. La cabinetul tău din Sibiu. În ultima perioadă, în perioada post-pandemică, ai avut mai mulți clienți decât aveai înainte? Aș putea spune că am avut o incidență mai mare a cazurilor de anxietate, în sensul că s-au uh, generat multe stări necunoscute pentru oameni și uh, au intrat în criză. Nu știu ce să facă, și atunci s-au îndreptat spre cabinetul de terapie. Uh, din discuțiile cu colegii, într-adevăr, numărul de cazuri a crescut. Și asta se resimte în numărul de telefoane pe care le primim, în sensul că eu primesc multe telefoane, oamenii se așteaptă să le dau un cuvânt, o propoziție magică, și să nu fie nevoie să vină la cabinet. Însă, majoritatea fac pasul și intră în cabinet și intră, de fapt, într-un proces asumat de psihoterapie. Știi ce, mi se pare ciudat. Adică, ciudat, așa o percep eu. Da. În toate buletinele de știri uh, se anunță, sunt predispuși bolii, cei care sunt vârstnici, cei care au uh, alte probleme de sănătate. Da. Discutăm doar de sănătatea trupească, cea fizică. Nicăieri, sau cel puțin nu am auzit eu, uh, nu s-a spus, sunt predispuși anumitor uh, uh, orecum efecte, cei care sunt așa, așa, așa și așa. În cazul tău, în cazul psihoterapiei, ce ne poți spune? Care sunt oamenii sau ce categorie de oameni sunt predispuși unor efecte adverse din punct de vedere poate un pic grav psihologic, dar e termenul care acum îmi vine. Da. Persoanele cu o instabilitate psioemoțională sunt predispuse la un impact major al pandemiei, în sensul că le e la îndemână să treacă dintr-o extremă în alta la nivel emoțional. De asemenea, persoanele anxioase resimt uh, la nivel profund, ceea ce se întâmplă acum în jurul nostru și în viața noastră. De asemenea, persoanele predispuse la depresie sunt afectate, și clar, noi toți suntem afectați, însă cu uh, aceste mențiuni: cu cele trei idei: persoanele instabile emoțional, anxioși și cei predispuși la depresie. Ne apropiem de final. Tot timpul încerc să fac aceste videoclipuri cât mai scurte ca să fie ușor de urmărit și să fie cu multă informație, să fie concentrate. Da. Am avut câteva feedback-uri din partea celor care au urmărit canalul și mi-au spus că ar fi potrivit să existe mai multă interacțiune și m-am gândit că ar fi cazul și invitatul să pună o întrebare sau să. Minunat, da, e o idee. Interageze. foarte Așa bună. că ești în al treilea video. Și ești primul invitat care uh, începe seria asta de întrebări către mine. Excelent. Bun, te întreb uh, așa, Mircea. Ce anume te-a învățat pe tine perioada aceasta pandemie? Ca să pot să euh dau un răspuns oarecum uh, digerabil, va trebui să spun un trecut. Eu vin dintr-o familie unde munca a monopolizat timpul uh, pe care familia îl are și l-avea. Asta nu e un lucru rău, Sigur. e un lucru bun, însă, de multe ori, prea multă muncă creează un dezechilibru. Așa e. Și pandemia asta m-a învățat și asta mi-a dat, practic, ocazia să experimentez o viață fără muncă. Pentru că pandemia mi-a oprit activitatea, industria, practic, a fost blocată da. și am avut o, o zonă mare în care am putut să gândesc și să iau niște decizii speri o bună pentru viitorul meu și să echilibrez balanța între muncă și viața personală. Excelent. Iată ce lecție de viață. Și am văzut și practic partea cealaltă, cea profesională, pentru că și acolo oarecum am avut multe concluzii de tras. Sigur. Legat de faptul că industria în care eu lucrez și toți colegii mei pe care îi salut, nu are o soluție viabilă de adaptare. Și Așa la e. ce mă refer, scurt o să fiu, sunt o grămadă de activități care se pot întâmpla în mediul online. Noi, din păcate, nu putem livra un serviciu în mediul online pentru că suntem condiționați de elementele senzoriale ale serviciului nostru. Exact. Oamenii trebuie să simtă un sistem de sunet bun, trebuie să simtă efectele speciale, luminile, toate sunt elemente senzoriale ce nu pot fi înlocuite pe un calculator acasă sau pe o transmisie pe Facebook, Sigur. e destul de greu de implementat. Da. să îți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Mircea, pentru invitație. E o bucurie să pot împărtăși din ceea ce cunosc. Dumneavoastră, vă mulțumim pentru timp. Vă invit de pe acum să vă abonați canalul meu de YouTube dacă cumva nu ați făcut-o și ne vedem săptămâna viitoare cu un video interesant despre adaptare. Toate bune!